Iubiți credincioși, iată că în câteva ore, mai puțin importante lucruri pământești, pentru că ele oricum trec, dar mai importante vieții duhovnicești, am petrecut împreună un revelion liturgic. Slujba de priveghere a Sfântului Vasile este o esență a sărbătorii de astăzi. Praznicul tăierii împrejurul 1 ianuarie a doua, temelie de fundament a botezului nostru creștin, când noi ne botezăm pruncii mici, de aceea îi botezăm până în 40 de zile, pentru că și Hristos s-a tăiat împrejur a 8-a zi. Era un mecanism fizic destul de greu, cu un cuțit de piatră, o tăiere împrejurul prepuțului, prin care era legământul lui Avram făcut cu Dumnezeu și prin asta însemna că respecta legea cea veche. Demitit el fiind, nu era sanipit și norme din acestea sanitare, dar nu s-a îmbolnăvit nimeni, ci a dăinuit neam omenesc 5.508 ani până la Hristos și de la Avram încă vreo 3.000, așa că și Mântuitorul Hristos a pus capăt acestui botez și s-a tăiat El împrejur pentru noi toți, sub ce formă? Ca noi să ne putem tăia împrejur simțurile, mintea, inima, cerbicea, adică încăpățânarea, și cele 5 simțuri cu care suntem alcătuiți. Iar al treilea eveniment este sfârșitul anului calendaristic, despre care psalmistul David spune așa: Cel ce ai făcut soarele și stelele și luna spre vreme, spre zile și spre ani. Iar în cartea lui Iov spune la fel de frumos: Când am făcut luminătorii cei mari, m-au lăudat toți îngerii mei. Deci iată ce lucru minunat a putut crea Dumnezeu, dacă și îngerii l-au lăudat și s-au minunat. Și cum spune tradiția Vechiului Testament, și cerul avea muzica lui și îngerii se jucau cu stelele, pentru că așa era atunci. Ce rămâne însă esențial în sărbătoarea de priveghere pe care am parcurs-o împreună, rămâne esențială viața Sfântului Vasile. Și ca să vedeți cum trata el lucrurile, am să vă dau un simplu exemplu. Și întotdeauna când este sărbătoarea unui sfânt, să n-așteptați să vă povestesc eu cum l-a născut mama și cum i-a dat lapte și cum l-a înfășat și cum l-a crescut și cum l-a schimbat. Nu! O familie aleasă din care au ieșit 10 sfinți. Deci, toți sfinți, Petru al Sevastiei, Macrina, bunica sa Macrina, mama sa Emilia, Sfântul Vasile, un alt frate, Navgrate și așa mai departe. La toate acestea se adaugă harul Sfințeniei lui, cum ați auzit cântând la strană, pe Arătătorul și pe Marele Vasile, pe Sfeșnicul de Aur al Capadociei, deci pe Luminătorul cel de taină, deci era vorbitor sau convorbitor direct cu Dumnezeu. Și ca să vedeți cum soluționa problemele în momentul în care s-au creat diferite motivații, la vremea respectivă arianismul era o formă de erezie, cum ar fi azi penticostali și adventiști în biserica noastră, care la fel au treabă cu tatăl mai mult și cu fiul separat, deci ei fac o deslipire între treimea și doimea și ființimea tatălui cu fiul și treimea cu tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Și atunci, așa se făcea și atunci. Se spunea că Iisus este o creatură superioară, dar nu-i de o ființă cu tatăl. Și bineînțeles că acest nebun de are a răspândit această erezie și a mers până pe la Sinodul 1. În momentul în care s-au cucerit și s-au acaparat cu forța bisericii în Cezarea Capadociei, Sfântul Vasile cel Mare n-a stat să umble în tribunal sau la judecată. S-a dus la capii respective erezii și a spus așa: uite, ați luat biserica cu sila, nu e nicio problemă, țineți-o sănătoși. Dar hai să facem o lucrare duhovnicească. Puneți-i pe ceți pe ea, încuiați-o, rugați-vă voi, dacă o deschide Dumnezeu, ea voastră, și dacă nu o deschide, când ne rugăm noi, tot a voastră să fie. Și bineînțeles că arienilor le-a plăcut, s-au rugat primii și nu s-a deschis biserica. Dar când a venit vremea Sfântului Vasile, n-a pierdut mult timpul. A luat crucea,
a bătut în ușa bisericii și a spus, deschideți-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavii. Și a venit un vuiet ca de vânt, a rupt pecețile, a sărit lacătele și poporul a intrat în biserică cântând Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești pe noi. Deci cam asta e măsura acestui sfânt. Mai departe găsiți învețele sfinților. Tăierea împrejur este prima jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos cu sânge omenesc îndumnezeit, prin care vine și sfințește jertfelnicul Vechiului Testament, simbolizând că de acum înainte jertfa va fi nu cu sânge de țap, de dobitoc și de animal, cum spune psalmistul David, ale mele sunt păsările cerului, peștii mării, dobitoacele țarinii, toate ale mele sunt. Adu Domnului jertfa buzelor tale și va fi jertfă primită. Au carne de țap sau sânge de taur voi bea? Întreabă Dumnezeu în psalm prin Duhul Sfânt. Și tot Dumnezeu răspunde, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Luați, mâncați, a dat Sfinților ucenici zicând, acesta e trupul meu și acesta e sângele meu, care se varsă pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și acea primă picătură de sânge dumnezeiesc a spălat altarul Vechiului Testament de sângele dobitoacelor, pentru că a considerat Iisus că prin venirea sa în lume și prin întruparea din Fecioara Maria, oamenii au trecut de la stadiu de dobitoc la stadiu de persoană. Deci ca altoi în Hristos. Voi sunteți mlădițele, iar eu sunt vița, butucul. Cel ce să curăță vița, să facă roadă multe, ce nu se curăță, stai să aruncă în foc. Un alt lucru legat de tăierea împrejur, trebuie să știți și acest lucru. Botez al Vechiului Testament și vor urma și cel cu apă și cel cu Duh Sfânt și cu foc și va fi și parusia când vom arde toți cu foc. Mai botez de lacrimă, de pocăință și așa mai departe, nu stăm să ne analizăm la timpul cuvenit. Dar, în schimb, știm că Hristos, prin tăierea împrejur, a arătat că nu este nălucă, ci a existat cu trup. În vremea lui Cezar Augustu, când s-a făcut recesământul, s-a născut și el la Betleem, așa cum ne-au vestit omagii, steaua și așa mai departe, că de fapt noi suntem încă în atmosfera și armonia sărbătorilor Crăciunului și acum a tăierii împrejur, pentru că anul nou, v-am spus, e un simbol simplu. De la calendare au fost întâi cel maiaș, care așteptați voi sfârșitul lumii, dar care nu o să vină. După aceea este calendarul iulian, cel vechi, deci care s-a ținut în biserică până în 24 și din motive politice ștricăloase s-a făcut și o schimbare astronomică la vremea respectivă, dar a tulburat mult apele până ce s-a ajuns la un consens care nici azi, de fapt, nu-i consens, ci au rămas mici discrepanțe și mici mușcături între creștinii de același Dumnezeu și de același rit, dar, de fapt, același Dumnezeu ne închinăm și îl slăvim. Și apoi, calendarul de astăzi, dacă mai vreți, vorbesc de calendarul Nilului, care avea doar 10 luni, și dacă vreți, mai vorbim și de calendarele vechi, care aveau 4 anotimpuri, dar acesta este cel de astăzi, calendarul Papei Grigorie sau calendarul Gregorian, cum îi spunem noi, care ține pur și simplu, nu de n-are treabă cu biserica nimic, deci cel puțin nici nu este făcut la papistaș. În schimb, se ține cont de un lucru, că și primul calendar iulian a fost făcut tot de astronomul Sosgene, iar acum este făcut de astronomul Lilie. Deci care face ce? Ia mișcarea lunii, ia ceasurile rămase în urmă, câte 6 pune un an bisect la 4 ani și îndreaptă, pentru că în practicalele sinodului 1 mai era deja câteva zile lipsă care au fost îndreptate. Și în momentul în care a mutat 13 zile, l-a adus după mișcarea ciclului de solstițiu al lunii, dar v-am spus, s-a creat un mare haos, pentru că s-a făcut într-un context politic dubios la vremea respectivă. Chiar dacă cercetarea și descoperirea era pur astronomică și era pur de calcul matematic. Dar după învățătura astronomiei de astăzi, calendarul pe care îl ținem noi acum, este cel mai aproape de adevărul astronomic, pentru că rămâne un minut și nu știu cât, la nu știu câte mii de ani. Astea sunt deja puierilități.
Trebuie să țineți minte doar atât. Anul nou este o cumpănă între 2 ani. 31 decembrie și 1 ianuarie. Pe 31 decembrie facem bilanțul la tot ce am făcut bun sau rău într-un an și pe 1 ianuarie croim un nou drum și spiritual și material și familial și moral spre alt drum a altui an. Și dacă comuniștii făceau cincinal și proiecte și platforme de program, noi trebuie să avem doar o singură platformă. Lupta cu păcatul și lupta cu mântuirea. Și cei care sunt astăzi în biserică, pentru că m-am uitat când am trecut cu Sfintele Daruri, e de fapt ca o familie, pentru că sunt cei mai cunoscuți și mai apropiați care vin tot timpul la biserică și nu trebuie mânați din urmă, vin din convingere, dar spre nesatisfacția noastră, dacă mergem la Palatul Culturii, unde se zbânțuie lumea și se distrează, sigur că acolo sunt cu sutele sau poate chiar cu miile, dar asta e biserica lor. Deci, Scriptura a arătat cele două căi de mântuire, una strâmtă și cu hățișuri și încercări și una netedă și dreaptă largă pentru oricine. Acum noi nu-i condamnăm pe cei ce se duc la dezmății, treaba lor, ei vor da socoteală în măsura în care se pocăiesc, dar știm ce scrie Sfânta Scriptură, că cei ce greșesc vor pieri și iarăși spune psalmistul David, zdrobiva capetele multora pe pământ. Dar tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus, milă voiesc și nu jertfă, n-am venit să pierd lumea, ci să o mântuiesc, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis, vreau ca tot să fie una, vreau ca tot să mântuiască, vreau să fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este, și vechile și vechile citate pe care duminică de duminică le-am tot repetat, de unii s-au prins pe lângă, unii au trecut, unii le-au auzit, unii le-au uitat, unii nici nu le-au auzit. Dar ce rămâne esențial în anul nou, lângă masa bogată pe care am pus fiecare un cozonac sau pâine sau carne prăjită sau ceva, să existe și o lumânărică aprinsă pentru cei adormiți. Și atunci când dați de pomană, și chiar am văzut lucrul ăsta în Moldova, se practică, când se bea din pahar, se picură un pic jos de sufletul celor adormiți. Ei, voi dați cuiva un pahar de vin să-l bea și o bucată de pâine, chiar să fie de sufletul celor adormiți, nu trebuie să-l turnați în pământ. Sau, când ați pus lingurile și farfuriile la masă, mai puneți un castron în plus pentru cel care poate veni ori din stradă, ori din vecin, să guste un plic de mâncare în sănătatea milosteniei creștine și a virtuții mântuirii, care este cea mai bună, spune așa, pune milostenia la picioarele lui Dumnezeu și te vei mântui, sau pune milostenia ta în gura săracului și Dumnezeu va primi rugăciunile tale, tot din Sfinții Părinți. Pentru că nu știi pe cine hrănești și cu cine te întâlnești. V-am spus, excepție, vagabonzi și borfași. Un alt lucru care trebuie să-l ținem minte la început de an, cred că ar fi bine să ne facem pe lângă o socoteală a păcatelor, numărul de rugăciuni nefăcute, numărul de mătănii nefăcute, numărul de duminici lipsite de la biserică, numărul de împărtășanii pierdute, numărul de zile când nu am luat anafura și aghiazma, numărul de zile când ne-am sculat ca dobitoci și ne-am culcat tot ca și dobitoci, adică fără un gram de rugăciune, sau poate numărul de zile când am fost mai mult ticăloși decât vrednici. Și făcând această remember, să putem să începem o viață nouă și ordonată și frumoasă și curată, pentru că de obicei ai văzut oamenii, și aici mi-a plăcut expresia unui teolog care era la Lumina Credinței dimineața la ora 7 și spunea așa, că ce este specific Sfinților Părinți, atunci când vorbeau de Apocalipsă și de sfârșitul lumii, tremurau, aveau sfială, vărsau lacrimi. Și așa este, dacă citiți numai cartea Apocalipsei, ne cutremurăm. Dar astăzi oamenii așteaptă sfârșitul lumii la televizor, cu masa plină de mâncare, cu sătui cu burta plină, întinși pe recamer, cu telecomanda în mână, cu mașină străină, cu figuri în cap, cu fițe, și ce vorbesc de sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii este atunci când vrea Dumnezeu, iar sfârșitul nostru este atunci când nu ne așteptăm și tot Dumnezeu rânduiește. Unul rămâne în stradă sub roata unei mașini, unul rămâne sub roata unui tren, unul rămâne în reanimare, unul rămâne la terapie intensivă, unul cade în mijlocul străzii, unul rămâne acasă în pat, unul nu se mai întoarce din bătătură, unul nu se întoarce de la câmp,
că așa spune Scriptura, doi vor fi la țarnă, unul îți va lua, unul îți va lăsa. Deci noi să avem grijă ca aceste secerișuri usturătoare pe de-o parte, dar și drepte pe de altă parte, că Dumnezeu nu ne cere nouă socoteală și asta e marea taină a Dumnezeu, că n-a luat această dezlegare de la noi să vină. Știai, vrea să mori, vrei să te iau? Nu, te cheamă și te întreabă. Este un test și un exercițiu de siguranță. În ce te voi găsi, într-aceea te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. De aceea spune că omul se cunoaște după roade, adică pe care le face, faptele care le face, precum pomul după fructele pe care le face, după roadele pe care le rodește. Și atunci, dacă ai făcut bine, așa spune. Vedeți, Evanghelia nu dă reguli. Că dacă ai crezut în Tatăl, că dacă ai crezut în Fiul, că dacă ai crezut în Duhul Sfânt, nu. Spune, aceasta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine singur și adevărat Dumnezeu, pe Fiul tău pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc, iar în final încheie așa. Și vor învia cei care au făcut bine spre învierea odihnei și cei care au făcut rău spre învierea osândirii. Vedeți? Antagonismul e simplu. Bine și rău. Deci să ne străduim în încheiere, ca să nu vă lungeți vorba, că sunteți obosiți și încărcați de numărul de ore stat la slujbă și de grija de acasă, pentru că sigur v-ați fi ostenit până în seara aceasta. Deci să avem grijă să facem ori bine, ori rău. Aceasta hotărâm noi, prin propriul arbitru, prin propria conștiință, prin propria voință, dar și rezultatele vor fi pe măsură. Sănătate și binecuvântare celor ce poartă numele de Vasile, Vasilica și toate nuanțele acestui nume. Să avem modestia Sfântului Vasile. Vă spun un singur lucru, că toată viața lui a fost între școală și biserică. Deci vă dați seama cu ce s-a ocupat acest Sfânt. Și mai mult decât atâta, a făcut și case de bătrâni, Vasiliade, unde era și spital, și hrană și de toate, dar și un monahism aspru, încât s-au speriat toți din jurul lui, lăsând acele reguli mici și mari, încât o parte din călugării care erau în eparhia lui și cam luau tălpășița, adică nu le convenea disciplina monahală, pentru că chiar era disciplina monahală, în sensul că și creștinii aveau îndatoriri, și călugării aveau îndatoriri, și păstori aveau îndatoriri, de aceea a rămas numele înscris în calendarul creștin ortodox, unde, după cuvintele Mântuitorului, putem să spunem că ne scriem numele în cartea vieții. Deci aceasta e calendarul creștin-ortodox. O carte a vieții. Vedeți, de fiecare dată când biserica canonizează un sfânt, unde îl așează? Un calendar. Deci să tindem ca numele noastre să nu fie scrise în cartea de imobil, ci în calendarul creștin-ortodox la mulți ani. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, la mulți ani, pentru 9 ani. Și în al doilea rând, iată cu rânduiala lui Dumnezeu și cu rugămintea Părintelui Florin, părinții de la noi au slujit aici la dumneavoastră ca întotdeauna când este câte o pauză în care Părintele este ocupat și considerăm că e ca într-o familie, pentru că aici nu suntem străini, ne cunoaștem și ne știm. Cel mai important lucru care trebuie să-l aveți în minte, am parcurs și s-au parcurs ciclul sărbătorilor de iarnă sau a sărbătorilor Mântuitorului Iisus Hristos. Crăciunul, cu toate ale Crăciunului, și știți ce înseamnă nașterea din Fecioară și ceea ce înseamnă peștera Betleemului, steaua, magii, Irod cel care ucide pruncii, deci ca să aveți o idee generală în minte, iar în al doilea rând, praznicul pe care l-am sărbătorit ieri, dar se continuă și până astăzi, pentru că după sâmbătă vine duminică și au fost sărbătorile alăturate, tăierea împrejur sau botezul legii celei vechi pe care Hristos l-a desăvârșit odată pentru totdeauna, pentru toate neamurile care vin, dând o tăiere nouă. Și aici trebuie să înțelegeți ce rădăcină avea tăierea împrejur. În momentul când Avram a primit la stejarul Mamrei pe Sfânta Treime, Avram a primit un legământ. Toată partea bărbătească să se taie împrejurul mădularului,
Deci ca semn de legământ cu Dumnezeu și acest ritual vechi se făcea copilului la 8 zile la templul, legii vechi de către arhiereu cu un cuțit de piatră. Iar Iisus Hristos a venit să substituie acest botez odată pentru totdeauna și să ne dea nouă